Bucurie mare pentru cei care în prag de alegeri au fost scutiți de Parlament de timbrul de mediu necesar pentru înmatricularea mașinilor. Statul pierde însă bani grei prin eliminarea acestei taxe. Vor putea fi aduse mașini ieftine, vechi și poluante din străinătate. Iar cei care sperau să-și cumpere un autoturism nou prin programul Rabla au șanse mari să rămână fără acest ajutor financiar. Nu mai punem la socoteală că multe dintre mașinile aduse vor fi depășite tehnic și vor fi un real pericol pe șosele. Eliminarea timbrului de mediu va duce la o invazie de mașini de mâna a doua, avertizează producătorii auto. Aceste mașini foarte vechi vor contribui direct la poluare mai intensă decât cea pe care o avem. Aceste mașini vor contribui direct la o stare de alertă pe drumurile publice, acolo unde elemente de siguranță a circulației nu vor fi îndeplinite de către parte dintre aceste autovehicule. Trei orașe mari, printre care și capitala, se află deja în vizorul Uniunii Europene, pentru că nu respectă normele de poluare impuse. Pe de altă parte, prin eliminarea timbrului de mediu, meritele programului Rabla sunt anulate. Cifrele de la Ministerul Mediului arată că doar în ultimii 8 ani guvernul a cheltuit peste 500 de milioane de euro prin programul Rabla, adică pentru a reînnoi parcul auto național. Dacă timbrul de mediu va fi eliminat și nu va fi introdusă o altă taxă, cel mai probabil în scurt timp vom ajunge la concluzia că banii alocați pentru acest program au fost cheltuiți degeaba. Și asta pentru că numărul mașinilor vechi aduse din alte țări va crește semnificativ odată ce mașinile vor putea fi înmatriculate fără plata unei taxe de poluare. Odată cu eliminarea timbrului de mediu, statul ar trebui să restituie banii încasați pe această taxă. Măsura justă, sigur, cu impact bugetar semnificativ, ar fi de restituire inclusiv a taxelor, a taxei plătite cu titlul de timbru de mediu. Restituirea timbrului va lăsa o gaură mare în bugetul ministerului. Astfel, programele Rabla și Casa Verde devin incerte. Finanțarea acestora se făcea cu banii încasați din această taxă. Recent au fost discuții ca timbrul de mediu să fie introdus în prețul carburantului, iar ministrul mediului a declarat că susține ideea. Reprezentanții industriei auto spun însă că o mașină care poluează mai mult nu poate plăti la fel cu una care poluează mai puțin. Această propunere nu respectă principiul poluatorul plătește. Emisiile unui Euro 2 sunt de 8 ori mai mari decât cele ale unui Euro 6. Iată că nu suntem într-o situație de echivalență. În orice caz, în acest moment, la minister nu se mai lucrează la nicio formă a taxei de poluare. Eliminarea timbrului de mediu definitiv aduce și alte riscuri. În unele cazuri, eliminând taxele respective, asta înseamnă mai multă presiune pe buget, ceea ce se poate traduce în câțiva ani de zile într-o creștere a impozitelor. Totodată, premierul a declarat că executivul va analiza calculele și va lua o decizie în privința trimiterii legii la Curtea Constituțională. Timp de 4 ani cât nu avem alegeri, plouă cu taxe. Avem taxa pe stâlpă, avem taxa de mediu, avem taxă peste taxă. Înainte de alegeri, evident, plouă cu promisiuni de abrogare a taxelor, taxe pe care o să le revedem introduse sub o altă denumire în următorul mandat, pentru că bugetul oricum nu suportă aceste reduceri de taxe. Și președintele Klaus Iohannis a fost nemulțumit de legea care elimină peste 100 de taxe. Dacă însă va fi promulgată, de la 1 ianuarie România nu va mai avea timbru de mediu.